Uniunea Salvați România cere guvernului și RAPPSE documente și explicații cu privire la palatul care s-ar pregăti pentru președintele Klaus Iohannis. La rândul său, premierul Marcel Ciolacu spune că va cere și el toate detaliile de la regia RAPPSE. Nu știu dacă cheltuielile sunt de 7 milioane. Am aflat și eu, aș dumneavoastră, din presă aceste sume. Este o vilă a RAPPSE-ului, nu e nici prima, nici ultima, unde se fac investiții. Ele au fost renunțări de la anumite partide politice. Cu certitudine, astăzi eu, Marcel Ciolacu, nu vă pot răspunde dacă e pregătită pentru președinte sau nu, sau pentru alt demnitar. Nici nu pot interzice RAPPSE-ului sau Secretariatului General să nu-și facă un plan de investiții multianual, pentru că nici nu vreau știrile să, în acest moment, să fie foarte clare, domnule, se cheltuie 7 milioane într-o lună pentru 100 de metri pătrați. Haideți să ne vină toată informația de la RAPPSE și de la, normal că eu am, o să cer secretarului general toate informațiile și sunt perconvins că veți avea răspunsul. Este firesc ca un șef de stat să primească această casă? Așa a fost un sediu de partid? Nu, așa este legea. Este legea, dar nu mi se pare opulentă investiția, domnule premier? Foarte clar că nu știm dacă acea clădire este destinată președinte. În paralel, cei de la USR au cerut guvernului și șefului RAPPSE documente cu privire la milioanele de euro care se investesc în palatul de pe aviatorilor. Vedem din nou spre final de mandat un președinte care nu se gândește la altceva decât la propriul său confort, decât la lux. Pe lângă aceste călătorii în străinătate, făcute în condițiile cele mai luxoase posibil, cu avioane care costă sute de mii de euro, vedem acum cum își pregătește, înainte de finalizarea mandatului, o vilă de protocol, un adevărat palat, de fapt, în care să se retragă și să o folosească practic toată viața după aceea. Între timp, administrația prezidențială susține că nu există nicio solicitare din partea lui Klaus Iohannis pentru atribuirea unei locuințe de protocol și a unui spațiu pentru organizarea cabinetului de lucru, ambele cu destinația de reședință după încetarea mandatului, fapt susținut și de Nicolae Ciucă. Asta nu înseamnă că nu se va face mai târziu, când expiră mandatul. Nu aș vrea să speculez și nici dumneavoastră nu cred că trebuie să speculați pe chestia asta, sincer.